Vreau să vă întreb referitor la covorul de flori care a fost instalat în scoarul catedralei. Ce părere aveți față de el și cum credeți 2 milioane de lei? Se justifică banii sau nu? Nu l-am văzut, nu cunosc. Mi-a scris soția că s-a pornit cu copiii să-l vadă, dar nu a reușit să-l mai vadă. Am înțeles că a fost luat de acolo. Cu siguranță orașul are nevoie de lucruri frumoase și în primul rând are nevoie de o administrare corectă, fiindcă cu regret în ultimii 10 ani am avut numai dezastru în administrare. Că e un covor, că sunt alte covoare, că sunt flori de un fel sau sunt flori de altele, sunt cu siguranță cel care administrează sau trebuie să administreze bugetul municipiului o să știe foarte bine ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă. Dar cert este faptul că trebuie să ajungem la acel nivel de dezvoltare în oraș în care cele mai importante decizii, când vorbim despre cheltuieli municipale, să fie decise prin anumită consultare cu cetățenii. Eu cunosc un oraș al tinereții și a studenției, Cluj-Napoca, unde și bugetul și cele mai importante proiecte de dezvoltare sunt consultate pe platforme electronice cu cetățenii, cu locuitorii acelui oraș. Și ar fi foarte bine ca astfel de consultări să existe și în municipiul Chișinău. Că acum s-au cheltuit anumiți bani, că în perioadele anterioare se cheltuiau și mai mulți bani, dar nici nu vedeam niciun covor în general, poate atunci a fost și mai rău. De aia, haideți să lăsăm, mai ales că suntem în contextul alegerilor municipiului, primarului municipiului Chișinău, să lăsăm deoparte multe chestiuni și speculații, inclusiv, și declarații, și să vedem cine câștigă în această luptă pe alocuri sălbatică, mai ales pe dreapta, și să vedem cine merită să fie cel care va conduce pentru următorul an municipiul Chișinău.